Refacerea podului de la Grădișa reprezintă o prioritate pentru parlamentarii giurgiuveni, care în ultimii ani au făcut nenumărate demersuri pentru ca acesta să fie reabilitat. Datorită lobby-ului acestora, cel mai probabil la sfârșitul lunii mai va avea loc licitația cu privire la refacerea căii ferate a podului de la Grădiștea. Lucrarea va avea ca termen de finalizare anul 2015. Datorită lobby-ului făcut de parlamentarii de Giurgiu, în această primăvară, să sperăm că până la sfârșitul lunii mai, va avea loc licitația cu privire la refacerea căii ferate podului de la Grădiște, cu termen de finalizare în anul 2015. Este un proiect deosebit de important pentru Giurgiu, pentru conectivitatea pe cale rurală a orașului nostru de București. Potrivit deputatului de Giurgiu, Florian Nicolae, refacerea podului de la Grădișa reprezintă un proiect deosebit de important pentru Giurgiu. Odată cu reabilitarea acestui pod, giurgiuvenii se pot mândri cu faptul că prima cale ferată din România a fost construită pentru ruta Giurgiu-București acum 145 de ani și va funcționa din nou.